Ce faci, Bruno? Cum ești? Nu te-am văzut de mult. Ce mai faci? Bine. Bună ziua pentru suportătorii CFR-ului. Poate n-am uitat puțin românește, dar așa. Bine, sunt ocupat de afaceri. Avem afacere de Novi Pazar, de Serbia. Am venit de 3 ore la unde joacă CFR. Am fost la 2015 la Jagodina. Anul trecut a fost la Belgrad și aici la Priștina. Bine, sunt foarte bine. Cum e reîntâlnirea și acum și în alte dăți? Cum e reîntâlnirea cu Cristi Panin? Că cred că doar el mai e la echipă. Da, yes, Cristi Panin mi-e foarte bun prietel și a fost când am venit în 2004 la CFR, am fost coleg de camera și atunci, uite, 19 ani sunt... Ținem relația și cu Panin, și cu Tilinca, și cu Aștilian, și multe din CFR. Coroian, acum Coroian e puțin, are probleme de spital. Ai marcat primul gol al CFR-ului după revenirea în Liga 1. Te gândeai în momentul ăla că CFR poate să ajungă campioana care este astăzi? Da, am dat primul gol atunci a fost plin de stadionul. Ține minte cu Timișoara, am dat primul gol și a fost bucurie mare și plin de stadionul și cu jucătorii. Atunci am fost foarte bucurat și eu și cu echipa am câștigat atunci 2-1. Eu am marcat primul gol și am fost la istorie. Și nu știu, atunci când m-a întrebat dacă CFR după 10 ani a fost campion, dar Pașcani și Mureșan a fost la cluburi și tot încet, an cu an, au crescut da. Și foarte bine și am bucurat tot CFR când câștigam și eu. Te uiți în continuare, urmărești tot timpul și urmăresc de rezultatele și toți citeșterii, ziarele și tot. Ținem legătura așa, am vorbit puțin. Bine, nu, da, n-am uitat. Că vorbești bine, n-ai uitat, cu mulți ani de atunci. Care e cea mai frumoasă amintire a ta la CFR Cluj? Amintirea mea la Cluj mi-a fost foarte, foarte bine, știi? Și am fost 2 ani de zile, după aia am plecat la Bistrița, am fost un an de zile. Dar la Cluj mi ține minte foarte, foarte bine memorie și cu prietenii și cu tot orașul și cu spectatorii. Erau stadioanele pline atunci. Atunci, da, a fost tot timpul. După aia am jucat și Inter Totocup atunci, când am jucat la finalul cu Lanț. Am pierdut. Și foarte memorie frumoasă din Cluj. Cum a fost în Inter tot atunci? A fost atunci primul an care am venit, după aia am jucat la... Am câștigat Atletico Bilbao, Žalgiris, Vetru și... Saint-Étienne, da. Am uitat puțin, dar e frumos, frumoase, da, frumos, da. Cum vezi meciul nostru de astăzi? Păi eu nu cunosc, eu sunt la aproape de Priștina, dar nu cunosc la fotbalul Kosovo, dar... Eu zic că nu se pare, nu se fare probleme CFR ce câștigă, sigur, de seara. Oamenii din zona asta sunt așa mai agresivi, să spunem, mai luptători. Da, este. Da. Crezi că va fi un meci de luptă? E sigur, nu a fost meci ușor, sigur. Nu e. Kosovo e și crescut, anul crește fotbalul Kosovo, da. Și este aici zona cu luptătorul, care și orașul meu, știi? Eu am fost 4 ani director sportiv la orașul meu, la FK Novi Pazar, și am intrat la divizia A și eu atunci n-am fost cu sportul, știi? De 7 ani n-am fost la sport. Acum facem afaceri cu blocuri și... Altceva, ai schimbat domeniul. Da. Ai un mesaj pentru suporterii noștri? Pentru cu Jean? Mesaj numai sănătos și să ținem cu CFR-ul și numai bine.